Cristi Dorombac și vă prezint știrile publica.md. Un bărbat de 30 de ani a murit după ce a fost lovit de un tren Marfar care se îndrepta spre Ungheni. Tragedia s-a produs noaptea trecută pe porțiunea de cale ferată din apropierea străzii Albișoara din capitală. Mecanicul locomotivei susține că bărbatul ar fi vrut să-i sinucidă deoarece s-a aruncat în fața trenului. Scandal în satul Prăjila din raionul Florești. Peste 800 de localnici care și-au dat pământurile în folosință unui fermier nu și-au primit banii pentru arendă. Mai mulți nici angajații acestuia nu și-au ridicat salariile de ceva timp. Antreprenorul spune că întreprinderea pe care o conduce este în proces de insolvabilitate, iar creditorii nu-i permit să-și onoreze obligațiile față de angajați, dar și față de cei peste 100 de oameni care au muncit aceste terenuri. Tot mai multe persoane vizitează obiectivele turistice din țara noastră. Datele statistice arată că numărul turiștilor cazați în complexele din țară a crescut cu 7,5% în prima jumătate a anului față de aceeași perioadă a anului trecut. În total, aproape 135.000 de turiști s-au odihnit în Moldova în aceste 6 luni. Aproape 65.000 dintre ei sunt străini. Șoferii și pietonii din Durlești trebuie să treacă printr-o cursă adevărată cu obstacole ca să ajungă acasă. Drumurile sunt pline de gropi, iar trotuarele sunt o raritate. Oamenii se plâng și de faptul că prin localitate trec o mulțime de camioane supraîncărcate cu materiale de construcții. În schimb, autoritățile confirmă problemele, promit soluții, doar că nu prea au bani. Tragedie pe insula portugheză Madeira. Cel puțin 11 oameni au murit, iar 35 au fost răniți după ce un stejar uriaș s-a prăbușit peste ei. 4 dintre victime se află în stare gravă la spital. Arborele avea peste 200 de ani și trebuia să fie tăiat încă din 2014. Fanii din toată lumea lui Elvis Presley comemorează astăzi 40 de ani de la moartea regelui rock'n'roll-ului. În această zi este celebrată viața marelui artist și sunt organizate o mulțime de evenimente. Unul dintre ele a fost concursul soțiilor. De asemenea, cu această ocazie, mii de oameni din toată lumea s-au adunat încă de la sfârșitul săptămânii trecute la casa lui Elvis, devenită muzeu din orașul american Memphis. Dacă ați fost martorul unei situații interesante ce poate deveni o știre, așteptăm imagine în secțiunea Știrea ta de pe publica.md. Mai multe informații și materiale video găsiți pe publica.md, iar noi ne revedem curând.